Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit și înainte de a începe episodul, pe bune, vreau să cer scuze pentru vocea mea, dar sunt răcit, făcut groaznic bine, cum atât mai bine, dar asta era ce să-i fac. Bun, deci am făcut aici așa turnul ăsta unde o să fie un fel de turnă pescuit și de asemenea o să fie un turn din care o să fac un fel de mini port, să zic așa, unde o să am niște bărcuțe și o să se ducă în partea aia pentru că vreau să construiesc ceva și în... n-am zoom pe control. Să vă arăt, aveam de gând să construiesc și pe acolo. Mă rog, această clădire, doamne, înțelegeți voi, o să fie făcută din... într-un fel de pătrat și în care vreau să fie 3 camere sau 4 camere principale și 2 turnuri. Eu vreau să fie 4, mă rog. Aici am făcut o scară normală pentru că n-aveam idee ce să fac fără să consum foarte multe materiale și pentru că nu pot să pui scări pe glowstone, am făcut să sar pur și simplu. Nu e foarte fain, dar n-am ce să fac. Mă rog, ideea este că vreau să vă arăt cam cum o să fac tunelul, pe unde o să vină prima cameră și în afară de asta vreau să încerc să fac aici așa un turn frumos să arate măcar ok. Mă rog, oricum, vreau să vă zic ce am făcut ultima vreme de n-am mai postat. Aoleu, stai să mănânc ceva. De fapt, stați așa, până să ne apucăm, cât vă mai zic eu ce am mai făcut ultima vreme, hai să mă duc să-mi repar și o armura. Tot am level 31, nu o să fac cine știe ce, nu vreau să-mi enchantez nimic momentan, vreau decât să-mi repar armura. Da, ce ziceam? Ziceam că... probabil că vă dați seama că sărăcii făcut groaznic și n-am mai filmat nimic de miercuri, deci astăzi e prima dată când filmez tot asta, sper să, adică încă sper să pun, o să pun episodul și îmi cer scuze, dar chiar n-am avut timp să lucrez, nu că n-am avut timp, că timp am avut, de fapt eu am avut vineri liber și ziceam de miercuri seara, mamă, să vezi ce fain o să fie, să vezi cât o să filmez, ce șmecher, o să am mult în avans, o să am toată seria South Park completă și tot așa, pe naiba. Vineri m-a prins o răceală și mi-am pierdut vocea. Adică nu că m-a prins o răceală. Ok, să zicem că poate e un dobitoc. Nu-i dăm nume, care a băut apă rece în timp ce avea gâtul uscat și a rămas fără voce din cauza asta și după aia a prins și o răceală și chiar n-am avut cum să filmez. Mai ales sâmbătă, băi, și vineri și sâmbătă nu puteam să vorbesc deloc. Pur și simplu, adică după două cuvinte rămâneam fără voce. Bine, acum mi-e mai bine. Oi, de capul meu, cât m-a costat să-mi repar asta mai bine. O făceam de la zero, sincer. Hai să pun și eu cât mai am pe căscuță, să fiu sigur că nu rămân fără. Așa. Bun. Da, ziceam de weekend și ziceam să am ceva filmat, să filmez mai mult, așa, și n-am filmat nimic. Pentru că pur și simplu n-am putut, nu că n-am vrut, ca și vrut. Dar imaginați-vă că acum o duc foarte bine în comparație cu celelalte zile. Barem și duminică și nici ieri nu am avut o voce prea faină, așa că a trebuit să pun ce am avut. Adică un episod de South Park, pentru că n-am putut să filmez mai mult. Nu mă întrebați de ce când m-am apucat să filmez South Park. Hai că băi, filmez mult acum. Și după primul episod, de fapt în timpul primului episod am primit un mesaj și da, dacă am trebuit să închei acolo. Am o idee. Chiar am o idee. Hai să luăm niște scări, dacă tot avem atâtea. Și să vedem ce să facem. Da, mai am niște coastii. Și hai să las tot, n-am nevoie, mai mă întorc de vreo 10 ori. Până un alta. Bun, oricum, am început școala ca lumea, abia acum. Deci mă duc și eu săptămâna asta, după săptămâna asta de... cum se numește? De... nu examene, mă, simulări, așa, simulări. Da, da, eu simulările, totul bine, frumos, am avut porm o zi liberă, care numai liberă n-a fost pentru mine. Mă rog, pe scurt a fost o săptămână ok, la simulări am făcut bine și ori zic eu, mi-a pus la română. Mă rog, vedem noi. Și vin luni la liceu, mă gândeam că o să luăm și noi mai încet. Băi, deci luni,
cel mai șmecher mod de a-i spune unui copil că... Unui copil. Da, unui copil, un elev, că dă testura viitoare. Când ai două ore în aceeași zi și zici în prima oră. Cam așa s-a întâmplat la noi lungi, că vine profa de fizică. A, ora viitoare dă-ți și test. Da, ora viitoare e azi. Exact. A, și după ce că am dat în aceeași zi, nici măcar n-am repetat, adică am repetat, dar singuri. Vă dați seama ce înseamnă să-ți repeți materia de la orice materie, de la orice materie, da. Să-ți repezi lecțiile singur, mai ales la fizică, unde e cu probleme, adică știi, măcar putea să ne zică, hai, facem un exemplu și până vă învățați și voi singuri. Dar nu, ne-a pus să învățăm și după toate astea ghiciți ce? Ne-a dat teorie. A, vă dați seama că am avut două probleme și, deci am avut 6 probleme în total. Și teoria era cea de genul 4 puncte, am avut 4 probleme de teorie. De un punct fiecare, mă rog, nu chiar probleme, întrebări. Din teorie și probleme. Și bineînțeles că n-am făcut decât problemele, deci cred că o să iau 6. Într-un fel nu e chiar așa de rău, s-a putea mult mai rău, credeți-mă. Îmi cunosc profesoara, știu de ce e stare. Așa, și aici o să vreau să fac, stați, nu, adică stai că am uitat cam... ca în chestia de asta de respirat infinit. Nu. Aici mai facem încă puțin. Încă două de-astea. Două veneau. Apoi punem iar de-asta glowstone. Una, două, trei, patru, cinci. Am pus una în plus. Te rog, spune-mi că e pickaxe-ul cu silk acesta. Fortune, uite, l-ai și pe ăla cu silk touch. Hai să mă duc să iau niște aer. Mă rog, am zis, hai că treacă, meargă. În fine, pe urmă, a venit ziua de azi. Și astăzi, ce ziceam eu, un test la fizică nu e chiar așa de rău. N-a fost cine știe ce, mă plâng degeaba, că am fost eu prost, că n-am învățat. Bine, nu mi s-a părut ok. Bine, ok, hai să zicem că a fost, adică e fizică, trebuia să fi învățat, chiar dacă, nu era o scuză faptul că am fost bolnav, că l-am învățat, trebuia să fi învățat la fizică, doar este una dintre materiile profilului meu. Și am zis, hai, bine, n-am ce să comentez. Băi, da, așa, ca fapt divers vine profa noastră de română, data viitoare de test, adică mâine. Da. Și din ce dăm test? Păi din scrisoarea întâi și din... sincer, am uitat ce a predat ultima oară. Fără mișto, n-am fost la ultima oară de română. Și din o novelă, ceva. Și din ce... super! Ce să mai mișto, rău de tot, frate. Ceea de genul, noi avem de învățat 8 pagini până mâine. Și eu trebuie să filmez. Și știți ce am zis? Bag ceva în materia ta, oricum filmez. Nu-mi pasă câte 10 pagini, dar să învățăm. Deci vedeți ce sacrificii fac eu pentru voi. Glumeam, oricum nu cred că învăț ce știe. Bine, o să mă uit peste materie să văd. Mă enervează, frate, adică, pe bune. Noi suntem la Mate Info și că tot vorbesc de Mate Info, dau test și la Info de joi. Și știți ce se mai întâmplă joi? Am meditație la fizică, unde am 20 de probleme. Ca temă, fără să exagerez. Și eu nu mi-am făcut nimic în weekend, pentru că ghiciți ce, n-am putut, că am zăcut în pat. Deci am o temă gigantică la fizică pentru joi. Am de învățat la istorie și la info. Bine, nu pun informatica. Dar trebuie să învăț 4 pagini, nu e așa de mult de învățat la istorie. Dar trebuie să învăț... Nu, trebuie să-mi fac și aia la fizică. Am început bine săptămâna. Chiar îmi doream să fi fost, să știți, cu problemele astea săptămâna asta, știți, chiar dacă, să zicem, ar fi ascultat la istorie și la română, aș fi preferat oricând să mă asculte, pentru că, știi, când te ascultă, parcă mai zici ceva acolo, adică, știi, chiar dacă n-ai nici cea mai vagă idee, poți să mai zici tu ceva la... Dacă e să dai test, nu prea e o chestie așa, nu știu cum să zic, subiectivă. Să mai zici tu, să mai aleagă profesorul nou. Ce scrie punctat corespunzător. Deci, și da, nu cred că o să lipsesc. Adică, na. M-am dus ieri și azi când am fost curaznic și, na. Oricum, singurul lucru care mă bucură e că nu tușesc. Adică, am
a avut probleme nasoale cu gâtul, dar n-am tușit, adică am tușit când nu mai puteam să vorbesc, dar acum nu mai tușesc, deci nu sunt în pericol să încep să tușesc din fericire în timpul filmării și asta mă bucuresc să zic așa. Atât, numai că, știți, am și probleme cu nasul și nu prea am de gând să se audă ceva dacă mă înțelegeți în timp ce filmez, așa că da, eu sper să fie tot ok. Deci ce vreau să fac aici? Vreau să fac tunelul ăsta și să fac o cameră acolo jos și în partea aia să fac ceva de genul simetric. Decât că în colțul ăla, în loc să fie dita mai turnă, o să facem o cameruță. Jos o să fie camera principală acolo, acolo o să fie camera principală. În partea aia cred că o să fie ori o camera chesturilor, ori nu știu. Și mai mult, trebuie să mai fac vreo două camere. Dacă orice, așa cred că în următoarele 10 episoade o să terminăm. Și nici nu o să fac foarte mult off-camera, adică ar fi chiar bine. De fapt, hai să dormim și hai să-l iau niște piatră, pentru că o să am nevoie. Așa. În curând o să trebuiască să mă duc să iau și de-astea, perle de Enderman, nu cred. Așa, tătică, te rog, du-te bine. Atât. În sfârșit am picat și-o ca lumea acolo. Super. Deci, sâmbătă m-a fost o zi groaznică. Mă rog, am încercat să fac și un live stream în care n-a mers deloc bine. Adică mai revenise vocea și am încercat să fac live stream cu League of Legends și l-am închis după 40 de minute pentru că nu mai puteam să vorbesc. Ah, deci a fost un weekend foarte groaznic și îmi cer scuze față de cei care au fost pe live stream și se uită acum la clip. Chiar îmi cer scuze, dar nu puteam să fac nimic. Așa, da, piatră, asta vroiam. Și niște lemne, parcă. Dar lemne n-aveam acolo. Păi, de fapt, parcă aveam și piatră. Așa, piatră. Și atât. Și... aici, au, da. Te rog, spune că lansezi bine. Mă rog, oricum, în legătură cu seriile, adică cu seriile, da, cu ce vreau să fac, o să filmez mai mult, exit mai mult, Diamond Dimensions, South Park, și, din păcate, seria mea de... nu tehnic pe doamne, de... Terraferma Craft o să apară mai rar, pentru că nu cunosc modul foarte bine, recunosc. Adică credeam că îl cunosc, dar aparent s-au schimbat foarte multe și trebuie să le iau de la cap și n-am niciun și nu prea timp să învăț. Așa că o să învăț câte puțin și o să fac ce învăț în episod, ceea ce nu-mi convine, nu e stilul meu. Știi ceva? Fuck it, o să fac aici un crafting table. Atât. Arată interesant. Așa. Nu vreau să fac niște garduri de genul, nu o să fac foarte mult, atât de ajung, 30 cred. Și acum hai să vedem, vreau să fac în colțuri ceva de genul, dacă mai știți cum era în seria veche de Hexit, să fie cea genul colțurile făcute din de asta, din piatră. Și o să pun gard normal pe aici, de la de lemn. De fapt, stai că trebuie să mă duc până acolo. Super. Știi ce? Am electric staff-ul, hai să-l folosesc. Bun. Avem niște lemn aici. De fapt, stai că l-avem pe ăsta așa. Avem și lemnele astea la mine, dar parcă n-aș vrea să le folosesc pe astea. Mă duc cu ăsta. Nu-i departe. Bun. Și vreau să fac și o serie de live, adică nu de live, pe live. Să fac o serie pe live și... poate unora dintre voi o să vă convină, poate altora nu. Încă nu vreau să zic nimic, pentru că nu-i nimic sigur, dar mi-am găsit și eu de ce să fac garduri. Hai să facem din toate astea garduri. Atât. Ne ajung clar. Și...
Oh, căcat, nu stai că nu se... Nu se unesc. Ok, atunci facem altfel. Partea asta o să o lăsăm liberă. Așa. Și o să folosim numai gard de piatră. Ah, fix la fix. Și... De fapt nu, uite. Stai că chestia asta nu are un mijloc. Sper că nu se... N-ar de gând să se... Nu se lipește de asta. Ok, deci acolo o să punem un crafting table. Aici o să punem un chest dublu. Și în partea asta o să punem un furnace, să avem aici. Și o să facem un fel de acoperiș din acela micuț de lemn. Am nevoie de niște de-astea quartz, normal. Și de niște mâncare de asemenea, n-ar fi rău. Stai, mâncare, 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 aveam mâncare la mine, nu contează. N-am quartz, normal. A, ba, da, stai că aveam de-asta. Quartz neprelucrat, deci... De-astea, block of quartz. Așa. Și acum, stai să vedem. Vreau să număr întâi, să nu fac prea multe în plus. Ups. O să fie cea de genul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, la fix. Deci 6. Super. Acum am de gând să sparg astea. Și vreau să văd dacă merge o chestie. Bun, le-am luat pe toate? Nu cred. Acum cred că le-am luat pe toate. Stai, stai să ieșim de aici. Și o să folosim astea. Cred că o să le las așa ceva de genul. Și aici n-avem lemn la noi, nu mai avem lemn la noi. O să vină, așa cum ziceam, o să vină aici un furnace pe care să-l folosim să prăjim peștele pe care îl prindem, în caz că o să pescuim vreodată. Și aici o să facem un mic... O să punem un chest în care să avem niște bărcuțe cu care o să plecăm. Cam așa o să arate, și să pun și un acoperiș. Nu vreau să arate cine știe ce. Adică vreau să arate cât de simplu la suprafață. Cât de simplu posibil. De fapt vreau să arate cât de simplu se poate în general, ca să nu stricăm asta, ca să... Vreau să fie simplu. Da. Am nevoie de niște lemn. Așa. Cred că ar trebui să am grijă cu asta, dar nu-mi poate să fac eu altul. Da. Getting good. Mi-am reinstalat Hexit-ul, acum trebuie să refac toate astea de la, de la cap. Cum se numesc? Achievement-urile. Și o să fie foarte interesant. Bun. N-aveam chestia aia cu magnetization, parcă asta? Nu, asta e smite. Așa, așa, și acum hai înapoi. Și pur și simplu o să fac un... De-asta, un... Un... Îmi scapă, mă, un acoperiș normal. O să vă arăt imediat ce vreau să zic. Vreau să fac cu d-astea, cu scări de lemn. De fapt, stai, că dacă tot am ajuns aici, hai să facem chesturile. Era frumos să le arunc acolo jos. Și să punem tot ce avem aici momentan. Acum o să-l folosesc pe post de chest. Chest de ținut chestii în el. Și după aia o să pun numai bărcuțe și undițe și chestii de genul. Bun, și acum... Da, și acum stai că nu știu cum să fac. Bun.
Și acum trebuie să văd cum fac acoperișul. Adică, stai. Așa. Bun. Cam așa o să încerc să-l fac. Mă rog, dar asta o să fac off-camera și acum să văd ce trebuie să mai fac astăzi. Mai am câte ceva de făcut. Mă, sincer, chiar o să-mi placă cum... Chiar o să-mi placă. Chiar îmi place cum iese. Adică, știți, mai punem și noi altceva în afară de quartz. Și oricum o să trebuiască să mă duc să mai fac rost de niște glowstone și să mor chiar, doamne. Ocolim. Deci trebuie să mă duc să mai fac rost de niște quartz din nou. Nemaipomenit. Trebuie să mai fac rost de niște glowstone și de asemenea să termin chestia asta aici. Nu prea îmi place că se unește cu furnace-ul, dar n-am ce să-i fac. Poate există și alte altfeluri de furnace-uri. Decât unul. Deci nu prea am de ales. Mă rog. Oricum, o să cam închei și aici pentru că... Da, poate că e un episod în care n-am făcut cine știe ce, dar vreau să vă zic ce s-a întâmplat cu mine în ultimul timp, de ce n-am mai făcut live stream, de ce n-am mai postat, o să... și să vă zic ce o să fac cu seriile, adică... Nu cu seriile, cu... Bine cu seriile, dar în sensul că nu închid nicio serie. Și weekendul ăsta poate o să refac și eu tot de... Cam uitat și de ăla. Și Neighbors from Hell. Dar sper să am timp, că asta îmi lipsește mie acum timp. Mă rog, oricum, cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta. Până la viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut acest episod, iar am pus asta invers, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, comment și un subscribe, pentru că mă ajută enorm. Și până la viitoare, bye bye.